Televiziunea publică se implică în campania de subscripție națională lansată de guvern prin organizarea unui teledon și a mai multor emisiuni speciale pentru a sprijini achiziționarea sculpturii lui Constantin Brâncuș, Cuminţenia Pământului, potrivit unui comunicat al TVR remis Mediafax. Televiziunea română dorește să sprijine activ demersul Guvernului României de strângerea fondurilor necesare achiziționării operei de artă Cuminţenia Pământului realizată de Constantin Brâncuș. În acest sens, televiziunea publică va organiza un teledon și mai multe emisiuni speciale la care vor fi invitați să participe toți cei care doresc să contribuie la achiziția creației lui Brâncuș și păstrarea acesteia în patrimoniul național. Demersul TVR vine în întâmpinarea apelului lansat de Guvernul României către televiziuni în vederea sprijinirii strângerii fondurilor necesare achiziției sculpturii Cuminţenia Pământului. Executivul a hotărât în cadrul ședinței de vineri 27 mai ca la campania de colectare a fondurilor pentru achiziția operei de artă să poată fi implicate și entități de drept privat. În urma acestei decizii, Guvernul a lansat o invitație publică posturilor de televiziune de a organiza teledonuri pentru sprijinirea subscripției naționale. Teledonul și emisiunile speciale dedicate acestui proiect vor fi transmise și pe TVR internațional pentru a înlesni tuturor românilor posibilitatea de a contribui la păstrarea patrimoniului românesc. Pe de altă parte, cu ocazia celebrării în 2016 a 140 de ani de la nașterea marelui sculptor, televiziunea publică marchează anul Brâncuș printr-o serie de producții speciale. În cadrul campaniei Brâncuș, sculptorul luminii, televiziunea română a difuzat dezbateri documentare, concerte și materiale de arhivă dedicate artistului. Guvernul României a adoptat miercuri 30 martie ordonanța de urgență numărul 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil, clasat în categoria Tezaurul Patrimoniului Cultural Național Mobil. Pe 11 aprilie, Ministrul Culturii a anunțat demararea subscripției naționale pentru achiziția operei lui Constantin Brâncuș, campania urmând să se încheie în data de 30 septembrie. Cuminţenia Pământului este o operă cu un trecut încărcat, fiind cumpărată în 1911 de inginerul și iubitorul de artă Gheorghe Romașcu, chiar de la artist. Lucrarea a fost confiscată abuziv în 1957 de conducerea comunistă a Muzeului de Artă și retrocedată după 51 de ani în 2012 și un proces îndelungat al familiei colecționarului cu actualul Muzeu Național de Artă al României. Sculptura, realizată în calcar crinoidal, este evaluată la suma de 20 de milioane de euro. Celebra opera lui Brâncuș, Cuminţenia Pământului, ultima pe care statul român o mai poate recupera, este expusă în prezent la Muzeul Național Cotroceni.